39 de români care sunt blocați în Africa de Sud vor fi repatriați în această noapte. Oamenilor le-au fost anulate de către companiile aeriene cursele pe care le aveau deja rezervate. N-au reușit să mai găsească bilete să se întoarcă acasă din cauza tulpinii Omicron. Un avion Taron va pleca în această noapte spre ei. Printre românii blocați se numără și membrii echipei de rugby din Baia Mare. Claudia Hapa s-a născut în Cluj, dar în urmă cu 18 ani a decis să-și trăiască visul american. Locuiește în Chicago și în urmă cu câteva zile a decis să plece în vacanță. Norocul n-a fost de partea ei și concediul i-a fost distrus de tulpina Omicron. Sunt împreună cu logodnicul meu în Johannesburg. Am fost pentru câteva zile în Cape Town. Am zburat în Johannesburg spre a ne reîntoarce acasă, care înseamnă Chicago pentru noi. Deocamdată înseamnă Chicago. În schimb, acasă este și va fi întotdeauna România, pentru că acolo ne-am născut și acolo ne este sufletul. Ceea ce vreau să vă spun este că am încercat toate variantele posibile să ajungem înapoi acasă, în Chicago momentan, sau în România. Biletele pe care Claudia le cumpărase au fost anulate, iar de două zile încearcă disperată să se întoarcă acasă. Din păcate, autoritățile din America nu au vrut să o ajute. Toate zborurile au fost anulate și vreau să vă spun, ambasada română de aici a fost mult mai săritoare și se pare că va trebui să apelăm în cele din urmă la serviciile lor pentru repatriere. Acum, Claudia are șansa să se întoarcă acasă în România. Am identificat la Tarum o aeronavă care va zbura în Pretoria, la Pretoria, și va prelua cetățenii români. De asemenea, pentru că în aeronavă vor mai fi alte 50 sau 55 de locuri libere, oferim această capabilitate și celorlalte țări europene care nu au reușit să-și extragă cetățenii din Africa de Sud și în felul acesta vom urca această disponibilitate a noastră pe mecanismul european pentru situații de urgență. Toți românii care vor fi repatriați vor fi testați atât în Pretoria cât și la sosire în țară. De asemenea, vor sta și în carantină. Avionul Taron va pleca în această noapte, iar cetățenii români care încă sunt blocați pe teritoriul Africii de Sud pot suna la numerele care apar acum pe ecran. În final, tulpina va ajunge peste tot. Asta nimeni nu va putea să oprească. Am văzut asta și când a început pandemia în China. Singurul lucru care se face acum este întârzierea răspândirii și cumpărare de timp până aflăm dacă răspunde la vaccin, nu răspunde la vaccin, dacă e mai ușoară, dacă impactul ei pe sănătate e mai grav. Președintele Asociației Medicale din Africa de Sud spune că pacienții pe care i-a tratat nu au avut simptomatologie severă. Cei mai mulți pacienți se plâng de dureri musculare, oboseală extremă și acest lucru se întâmplă la persoanele tinere, nu la persoanele în vârstă. Până acum am observat că cei infectați nu și-au pierdut gustul sau mirosul. S-ar putea să aibă o tuse ușoară. Nu există simptome proeminente. Medicii epidemiologi își fac griji de modul în care virusul îi va afecta pe pacienții în vârstă cu boli cronice. Cu mai multe detalii despre zborul de repatriere vine colega mea Alexandra Popescu, care se află la aeroport. Bună seara, Alexandra! Când va avea până la urmă loc acest zbor? Bun găsit, Marius! În această noapte sau mâine dimineață la prima oră, o aeronavă Taron va zbura către Pretoria în Africa de Sud. Totul depinde însă de cât de repede statul român va obține autorizațiile de survol și culoarele de zbor. Acolo, mai mulți turiști, navigatori, dar și mai mulți sportivi din Baia Mare așteaptă cu nerăbdare ca aeronava să ajungă și să îi preia de acolo, să aducă în țară. Sunt mai multe locuri în această aeronavă, așa cum spunea și premierul Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern, așa că România face apel către celelalte state europene că dacă au nevoie să își repatrieze cetățenii din Africa de Sud, atunci să apeleze cu încredere la România, pentru că va putea să preia de acolo mai multe persoane în aeronava Tarom care va zbura către Pretoria. Reprezentant
reprezentanții misiunii diplomatice încearcă însă acum să convingă autoritățile locale din Africa de Sud să prelungească vizele de ședere ale cetățenilor români aflați în Africa de Sud. De asemenea, dacă mai există acolo români care nu au reușit până acum să ia legătura cu autoritățile române, pot intra pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, unde vor găsi mai multe detalii. De asemenea, foarte important este faptul că românii care vor fi aduși din Africa de Sud vor face un test PCR acolo. Ulterior, la sosirea în România, vor repeta acest test PCR, însă vor sta în carantină timp de 14 zile aici în România. În cazul în care nu au simptome și în a 8-a zi fac un test PCR care iese negativ, atunci în a 10-a zi pot ieși din această carantină.